Știu că am spus că l-am luat după Freddie Mercury, dar era o glumă aceea, nu... Adică tu cânti ca Freddie Mercury? Nu, nu a fost, spusesem eu așa că e după Mercury, dar nu... El a cântat ăla, mare cântare s-a fost. Da, a tare fost, tot. Din păcate, dar nu mai e. Da, și s-a terminat și informația. Deci din Dallas cu... nu... Dallas s-a amestecat cu Freddie Mercury. Dallas cu Scan ăla, și... O comisie specială sau cam așa ceva. Care mă e? Larry Hackman. Nu Larry, știu, Larry Hackman. JR, cum se spune. JR, da. Freddie Mercury a murit și acum... și acum ai rămas timp, tu. Și a rămas Freddie Mercury. Și s-a mai stins o persoană. Băi, Larry, ești nebun. Spui cuvinte grele. Ce de Diana? Pe 17 mai. Domnule, spui niște cuvinte foarte grele. Spune. Cine, hai, domne? De o prietenă de-a noastră comună, Diana Spânu. A, nu, nu știm. Care s-a aruncat de la etajul 8 pe 17 mai. Ce aveți, mă, oameni buni? Da, noi... Ce final de emisiune! Și că am venit cu o prietenă care s-a aruncat de la etajul. Dar ce a avut săraca? Ce a avut? O depresie adâncă și psihiatrul care o trata probabil n-a tratat-o foarte bine. Dar nu mai vorbiți de lucruri triste. Eu sunt un om care mă sensibilizez foarte repede. Pe bune, după emisiunea trecută am rămas așa... M-a marcat, nu știu, toată săptămâna am fost tristă. Eu nu vreau să aud de lucruri triste. Eu vreau să râd. Cer-o în parcă n-am venit și cu cărămida mea să fac niște parodii. Și v-am trimis pe Facebook două piese cu ea, cânta foarte, foarte bine. A, tu mi le-ai trimis? Da, da. Da, mă, primesc cam 18.000 de oameni, mi-e greu, primesc multe și mi-e frică să deschid documente. Da, dar o interpretă foarte, foarte valoroasă. Aia care a fost la România au talent, nu? Da, și a făcut o greșeală, pentru că e profesionistă, nu avea ce căuta acolo. Și nu a fost ceva corect, pentru că ei te cheamă, te aud la karaoke sau te aud cine știe pe ce post, te cheamă la telefon, te spune, vai, ce frumos ați cântat, veniți la noi în emisiune. Urmă de au chemat-o la operă și a zis, vai, dar nu ești dumneata pentru așa ceva. Nu, dar nu s-a supărat ea pentru asta. S-a supărat că s-a îndrăgostit și ea și asta a făcut o fixație pentru persoana iubită. Pentru Larry. Păi și ăla nu iubea sau cum? A luat o razna băiatul ăla cu băutură. Așa, nu. Păi și cum te obori pentru unul? Da, adică a fost, din 2006 ne cunoaștem, ne-am cunoscut la taverna veche, la restaurant. Da, cam umbli în restaurante, așa văd eu. De cânta, de plăcere, cânt. Da. De plăcere sau cânti? Cânt, da, de plăcere. Și... S-a scos acum. Ea cânta repertoriu francez, american, toate alea și am fost așa într-un taior foarte drăguță, ca o profesoară, cu un ghiozdănel, așa, cu un guleraș alb și mi-a plăcut mult de ea. Era și fata Emiliei Dițu și corepetitorul, mai fumau ei la o masă, ce, doamnă, dacă nu vă supărați, aș sta la masă cu dumneavoastră, dar mai încolo, să nu stăm cu fumătorii, dacă sunteți drăguță, să stați cu mine. Și zic, da, cine sunteți, așa, așa. Zice, eu vin din Japonia, am cântat, am avut 6 contracte acolo, în Germania, nu știu ce, și am vorbit cu domnul Cornel să fac aici un program. Când s-a ridicat și a cântat, eu pur și simplu am rămas mută. Gântabil. Nu am auzit așa voce în România de muzică ușoară. Cu stil, cu... și mi-a spus că ea, fiecare piesă, ea nu e pentru cantitate, e pentru calitate. Fiecare piesă o lucrează și o simte și fiecare notă și fiecare... Domnule, nu știu ce. Spun latinii de mortuis nisi bene, v-am spart cu treaba asta și e, nu e cu Google, și e din, cultura, adică despre morți numai de bine. Noi mai avem 3 minute și din vorbim din 2006 de... Măi, și până în prezent. Da. Te rog, fost... te rog, din suflet, Dumnezeu să o ierte, îmi pare rău, dar acum îi povestesc viața unui mort pe care nu l-am cunoscut. N-am ce să... După părerea mea, oamenii care își iau viața sunt nebuni. Da, cei care se sinucid. Și pun toate ștampilele pe ce zic. Mi s-a părut curios. Alo! Alo! Păi, nu mai avea. Serios! Ea vorbește cu tine, mă, că tu o asculti. Păi pe bune, un om care se omoară și au și din dragoste, când ești femeie, dar n-ai voie să faci așa ceva. Normal. Păi e plină lumea de caricelari, dacă mă crezi. Și tu ce vrei să o... Cum aș ies pe ei? Hai să râdem. Ai ochelari cu raze X, fii sincer. Vezi prin mine. Vreau să ne faci piesa de final, să vă mulțumesc pentru prezență, vă mai chemăm în aceeași formulă, deci nu accept altă... Să nu plângi acum. Ce faci, plângi? Nu, no, de ce să plâng, nu? Nu știu. Dom'le, vă aștept că facem o regie aici. Telespectatorii, uite, o să-i pun pe ei să stabilească ce fel de...
scenariu. Ce roluri o să, ce roluri o să aibă fiecare, da. Și ce ne cânți, Larry? O melodie a maestrului Marius Seicu, versurile Eugen Rotaru, melodie lansată de Silvi Dumitrescu. Eu nu cred așa ceva. Care aia cu ciclul, ciclul, e normal la vârsta mea. O știi? Un pic mai tare, vă rog. Mai tare, vă rog.